simt. Avem copii și cât ne bucurăm. Îi creștem cum putem și noi mai bine. De tensiuni, de lipsuri îi cruțăm să aibă viața așa cum se cuvine. Și avem mai bun pe masă pentru ei. Deși e greu, ei masa nu au goală. Când alții vin din urmă mititei, iubirea le împărțim la toți egală. Le dăm anii cei mai frumoși, zidim în ei a noastră tinerețe, ne bucurăm să crească sănătoși și înspre Dumnezeu le dăm povețe. Cu nume dragi adesea alintăm și ne înțelegem fără de cuvinte. Genunchii împreună ni plecăm să ne rugăm Cerescului Părinte să pună în ei dumnezeiesc altoi ce pentru veșnicie să rodească. Să-i nască a doua oară nu din noi, ci din voința lui dumnezeiască. Îi dăm apoi la școală pe copii, să ajungă bine, să învețe carte. Și tot la școli și apoi la meserii, copiii noștri se duc departe. Și uită ochii mamei cei trudiți, și uită sărutarea aspra tatei. Dar vai, țin minte de au fost pedepsiți pentru neascultare ori păcate. Și când cresc mari, copiii înascunși trăiesc cum nu i-am învățat vreodată. Nu se sfiesc să pună în răspuns greșeli ce le-au vânat viața toată. E adevărat, răsplată nu dorim de la copii, dar tot tânjim odată să vină ziua când să-i auzim, cerându-ne iertare înlăprimată și îngenunchind alături de noi să ne rugăm din nou ca altă dată, sculându-se din rugăciune noi cu viața pentru Domnul consacrată. Dar clipa întârzie și zdrobiți, părinții pentru fii stau în picioare și îngenunchiați ei singuri, umiliți, în locul lor, cer Domnului iertare. O, zidul dintre cel dintre părinți și fii, dărâmă-l, Doamne, cât e cu putință, căci nu-i decât o cale spre vecii, umplând samar și adâncă pocăință. Nu-i Dumnezeu să ceară să fim sfinți și un Dumnezeu să îngăduie păcatul. Un domn mai demodat pentru părinți, iar altul pentru fii, iar pentru fii cu firea lor un altul. Și dacă se adâncește pe pământ prăpastia între aceste generații, să nu se întâmple aceasta în locul sfânt, acolo unde se închină frații. Destule lovituri primim de sus, de jos, din jur și atâta din afară, fiecare cortul Domnului Iisus să fie armonia cea mai rară. Cum unul este cel ce ne-a născut pe Golgota în amară suferință, să fim și noi asemeni ca un lut ce modelează o singură voință. Iar când se va împlini cum așteptăm să fim din nou în slavă și în mărire, ridică-ne împreună, te rugăm, părinți și fii, în veșnică omii. Amin.